Da. Ce a făcut mă asta? Astăzi am decis să fiu haterul meu pentru 24 de ore, să testăm cumva comunitatea, să vedem dacă mi-a apărarea sau dacă continuă miștou. Și ce a ieșit? Bravo, Minerva! Deja m-am enervat! Și primul pas ar fi să creăm un cont de... Ăla care a omorât două persoane și transport droguri nu a fost atâta vâlvă? Să muriți voi că e unul care a omorât două persoane și a transportat și droguri. Ăla de la prins poliția cu sacia mare așa de Maria sau ăla ce era? Nu cred că era, n-are legătură. Sunt două chestii diferite, cred că vorbești despre două chestii diferite. Am văzut o poză acum pe poliția română, pe MAI, pe pagina de Facebook. Au prins o mașină trăiță armata, doi saci de aia așa, full de iarbă. Nu ăla de la 2 mai, ăla n-are treabă, ăla de la 2 mai trebuia să se facă vorbă și mai mult. Bandule, se aude ură de la tine, trăiți artactul. De la mine? Da. Da, zici că trece trenul. Păi bă, bune. A, mă, e PC-ul, mă, că da. A, o lua PC-ul pe sus. Era lucernă? Asta fals. Era un valoare de 880 de mii de euro. Mamă. Te vezi, mă, și tu, repede să te vezi și tu. Create new account și punem numele. Ce nume să-i punem, mă? Să fie un nume de ăsta de bombardier. Ronaldo Mircea. Ronaldo Mircea? Mirel. Costel. Lionel. Costel Mondial. Mondialul parcă e prea uzual. Costel Internet. Costeluș cu S. Fii atent, Costel Internaționalul, dar nu punem așa să fie basic, punem Costel Internaționalul. Cu S. Costel Internaționalul, așa lăsăm. Parolă. Bă, stai să nu zic parolă. Poate ajunge mare Costel Internaționalul. Facem de la AI, ești nebun la cap? Mamă, direct. Hai să căutăm poze șmecheri. Mamă, luăm direct. Asta, viața aia, nu știu dacă te uiți la clip, nu știu dacă, dar crede-mă că l-am luat total random, ești nebun. Punem aici add your name, Costeluș, uite, că tot am zis noi, știi? Bio, only God. Da. Can judge me. La asta m-am gândit și eu, jur. Asta m-am gândit. Dar are zero follower, mă, cum facem? Da, mă, da, pare mult prea obvious că e fake, știi? Costeluș Internaționalul, cu TZ, gen only God can judge me, scris greșit. Dăm prost așa, dăm niște follower la mișto, da. Suggested for you, uite, dăm lui Bianca, Robert. Uite, 28 follower, îmi pare mai ok. Și acum o să intru la mine aici pe profil și punem următoarea poză. Ia fi atent ce poză am, eu te duc și cu Teo. Punem aici și punem Habibi come to Dubai, am pregătit eu toată asta înainte. Îi dăm share și după aia intru cu Costeluș direct. Direct pe mesaje, ne mâncați aici și curat. Mesaje pe comentarii. Dai bă și tu like, ce faci? Da mă, da, opa. Bă. Ia, cum îi zicem? Deci, bă. Niciun haz și vorbești și numai prost ce scoți pe gură. Fraiere. Măi, fraiere. Fraiere, măi. Și acum vezi că nu ne bagă nimeni în seamă, efectiv. Ar fi nasol. Mă aștept să-mi ia și mie apărarea. Dar uite, Maria, viața mea, frumusețea ca fă, nici că am mai văzut. Ia că-i dau eu ce vezi la el. Stai că răspund direct aici la toată lumea. Ce bine îți stă viața mea. Da, îi stă bine rău. Da, îi stă bine rău. Bine, păi doar tu ești cine să-l mai urmărească pe ăsta. Ia la Teo, uite, îl știu pe Octavian. Ia uite-l pe Octi Foxy. Ia uitați-l pe Octi Foxy cu rechinul nostru acolo. Pe viață, rechinul, pe viață, chat. Octi Foxy, singurul rechin adevărat din toată comunitatea. Hai că glumesc, ești prost la cap. Bă, Hobăr are și era. Bă, Patrick, ho, gata, ho, ce? Bă, nu mă, te-ai văzut cu Octiv vreodată? Da, și dacă ține să crezi, și-a făcut tatuaj pe gât cu rechinul ăsta. E, mă! Vorbesc la un moment ce mai serios. Permanent, vreau să vă poză cu așa ceva. Ești prost? De-aia mi-s că e rechin adevărat. Ai, mă, bă, da, iar rechin nu faci pe... mișto. Bă, cu ceva mișto întreabă-l pe Ionuț, văd că e pe live. A fost la Bucharest Gaming Week. Fix, bă, nu-l credeam să mă uită. Da, zi ceva de dulce. Cel mai bun. A fost și ai Menediți. Mamă, cel mai bun moderator la cel mai prost YouTuber. Vere, mi-ai copiat story-ul. I-am dat like.
că e hate așa asta. Așa face el. Așa face el, nu te-ai obișnuit? Arabul nostru mă de București. Ce arab, mă, dacă și ăsta e arab, eu sunt sfânt. Bă, da, știi ce m-a auzit cel mai tare? Că n-avem niciun haz. Bă, dar nu, nu, dacă nu le avem cu hate-ul, nu ce vrei. Eu v-am spus că ajungi, plus mără, luăm direct. Eu v-am spus că ajungi și ei dacă faci YouTube, alhamdulillah. Ce vrei, bă? Bă, 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 bă. Poate te bat și pe tine, fraier. Și pe Teo. Și pe Teo, amândoi cu o mână. Aolea, doamne. Uite, 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 mi-a răspuns cineva. Bravo că scos tu minunății pe gura aia strâmbă. Poate ți-o strâmb și ție. Poate ți-o... Poate ți-o strâmb și ție. Ai grijă că nu știi cu cine vorbești. Ia, 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 ia. A răspuns mără și face cică. Dar am, stai că am schimbat. Ți-ai făcut cont. M-a depistat cineva! A, ba nu, ba nu, ba nu, ba nu. A, a nu, mi-a zis, mi-a zis mie lui Costel, da, da, gen, ia. Ți-ai făcut cont fals ca să-l poți amenința, amenința LOL. Și mără zice, poate pe mine mă bați, dar Teo te îngroapă în bani, viața. Aaaa. Ce să îngroape ăsta, mă, că nu poate să țină lopata în mână. Ce cont fals vere, nu vezi că-s internațional? Follow Rick. 22 de ani, wild hot girl, follow me. Oh, 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 oh. Costele! 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 Am nebun, ce faci viața mea? Are un follower, nici ai văzut ce follower. Oh, oh. Dar fii atent, mă, ce schemă fac. Intru pe postare și îi luăm pe ăștia, dau comentar și le dau comentul la poze. Ce Sima 10, mamă, stai fan pe aici, bă. Stai că nu comentez la ce Sima, comentez la mine. Ce îți place, mă, la el? Intrăm și la grosi, Tesia. Ce vezi la ei, că nu înțeleg? Bia X10, ia. Urât mai e de o 10 ăla. Uite brațe. N-a brațe în el. Uite, Fufu Claudiu. Ce ai vere, ție rău, dă-l urmărești pe Teo 10 ăla? Gură de mel? Îi scriu lui Bogdan. Da. Ce comentezi, mă, tu, țăran? Ce hater e Teo ăsta? Deci Teo și-a făcut clipul ăsta. Bă, Teo și-a făcut contul ăsta doar ca să dea adevărul pe față, frate, ireal. Da, el de fapt are un cont ca, cu care face așa. Nu, asta, așa face el, gen, așa, ăsta e el, n-am gen. N-am putut să țină în el. N-am putut să țină el și a zis, bă, nu, trebuie să fac clip neapărat. Ai văzut nou membru al familiei? Mă uit acum, Fes. Ia uitați-l ce de pe cea, vedeți? Că a început să combine utilul cu plăcutul. Adevărat o vadă, nu te mă aici. Care membru, ce membru al familiei Fes, că nu mi-ai trimis nimic? Ăsta sunt eu, bine că nu ți-am comentat ție. Păi vezi, mă, dacă îmi comentai și mie... Mamă, ce-a zis la omen. Română. Păi știu că așa face cu mine în viața reală. Știi, română, ai arfe de arbean. Bă, ăsta pe bune, gen, e, e câinele tău? Eu am crezut că e palat o poză așa, frate. Să mor tu că ți-ai luat piticanie de Doberman. Ia uite, da, și câine și-a luat Fes chat. Piticanie, până crește. Piticanie, piticanie de Doberman, am auzit-o și pe asta. Păi, ce arătare mică și frumoasă. Să-ți trăiască, mă. Ia, Adelina, ce vezi la Teo Toe 10 ăla? Că nu înțeleg. Toe 10. Toe 10. Uite, mă, faci pe serca. Ce dai tag, mă, vei? Mă, dar ce-a zis de aici? Nu răspunde nimeni, mă? Păi așa face el, frate, așa face el. Eu când am venit la el, tot timpul mi-a dat bully. Nu vezi față ăștia. Da. Îți dau eu, sorul mea, dacă îi dai unfollow. Angalo. Angalo. Ia Angalo. Allah Habibi. Vere, ce zici acolo? Și bineînțeles că după comentariile de pe Insta, am trecut direct pe serverul meu de Discord să-i testăm și acolo. Deci o să intrăm și pe voce cu haterul, yeah. Și haterul o să fie Dani, ești nebun la cap, Costeluș, adică o să fie show viețile mele. Bă, dar stai că trebuie să-mi fac alt cont, mă. Edit user profile și nume Costel Internaționalul. Stai să căutăm o poză. Ăsta, gata.
Teo 10 zvezi, join. Uite, e deja, vorbește lumea pe chat, ia să vedem. Auzi mă, da, mă, de ce? Mă. Auzi mă, da, cine îl urmărește pe Teo 10 ăsta? Dar cine se crede, el Ben 10? Cine să crede? Zici că e ăla din Ben 10, din desene. Vă e frică să... răspundeți, ha? Ieși, scrie Teo, scrie Teo, mâncați aș gura ta, scrie Teo. Poate zice altceva. Ia. Mamă, dar scrie mâncați aș gura ta, s-a apucat de scris. Cred că ne-a apăsat. Cred că scrie cu mâna. Auzi la mine ce că scrie cu mâna. Scrie cu mâna. Frumos. Nu, dar nu se chinuie nimeni cu proștii. Vere, tu știi ce ai făcut? Mamă. Dacă apăs un buton, șterg sevrărul ăsta de Skype. Bă, dar eu vreau să-mi răspundă ăștia, bă, frate, băi! Ia! Vai! Eu fi intrat ceva în ochi? Ce te doare, sorul meu? Ia că scrie și Andrei. Vai, prostul, așa-l cheamă. Vai! Andrei e supărat pe mine, cred. Andrei, știi cât îmi ia să-ți trag un capac? 2 secunde. Băi, vezi să iertați-mă, mă, Andrei, dacă te dragă mă să iertă. Iertați-mă și pe cei înjoi, dă. E bune. Îl urmăriți pe gură urâtă ăsta. Mamă, ăștia nu mă bagă în seamă, bă. N-au ce o treabă cu Costel. Bă, ăștia nu-l bagă în seamă pe Costel deloc, mâncați aș vrea. Nu știu, Vere, e amuzant. Andrei, doar atâta mă viața, vreau să-mi ia apărare acolo, să fii cu mine aici, nebun la cap. Doamne, bă, copii, bă, copii. Abia aștept să vă prind pe străzi. Bă! Să văd ce vloguri mai face fără gură și fără urechi. Doamne, dar ce bun, e nebun am devenit, bro. Văd că nu îi ia nimeni apărare. Și că și ce o să faci, o să-mi dai chiloții jos. Deci e un fraier pe internetul ăsta. Dacă la el în comunitate nu sare unul. Eu te aștept, nu zice de 2 ori. Eu sunt nebun. Eu sunt mai nebun așa. Bă, dar îmi place. Bă, vedeți! Mi-a dat time. Nu! Mi-a dat time out. Cum îi scot, mă, time out-ul? Remove time out. Dacă mai primesc un time out, am închis serverul. Și după plângeți. Bă, mi-au dat kill, mâncați-și gura ta. Bă, m-au scos de pe server, dar m-au scos de pe server. Și acum fii atent, fii atent ce zic. Intru eu și zic, auziți mă, ia lăsați-l. Ia lăsați-l să vorbesc eu cu el. Să vedem ce mai zice. Asta-i Teo fals, sau? Am intrat eu, mâncați-a și curata asta. Asta-i Teo fals. Știu că nu se vede, dar am scris eu pe server. Stați că vă arăt acum. Ai tu pe un să intri pe voce, mă? Poți o voce, ce voce faci? Da. Haide, dă-i, intri. Da. Ia zi mă, ce nu-ți convine? Bă, tu crezi că mi-e frică dacă arici de ăștia ca tine? De ăștia mă duc eu dimineața la prânz și seara, bă, e ăsta. Ce să mănânci tu, mă, mâncați aș gura ta, te cheamă Costel. Te cheamă Costel internațional, nu ți-e rușine, ești nebun la cap, un nume nu poți să spui. Cum te cheamă? Ia zi mă, câți ani ai mă tu? Băi, eu sunt șmecher, bă, șmecheri, nu zic câți ani au. Băi, dacă îți dau pașaportul meu, nebunești. Viețe, ce ziceți de ăsta, mă? Băi, fraierilor, băi, intru peste voi în casă noapte. Ce faci tu, mă? Băi, nu mă observați! Bă, nu ți-e rușine, mă? Peste cine intri tu în casă, mă, sărăcie? Bă! Bro, așa vorbește el cu toți zeitrii lui, se pensează, zice, sărăcie, drego, care ești. Băi, și voi, Ia te și de ei, ia, ce ai cu ei, ia. Băi, eu fac ură rău de tot, sabor. Băi, eu sunt nebun. Ia zi, bă, de ce nu urmăriți, bă, pe fraierul ăsta? Ce le faci, bă? Eu ce le fac, am hack-uri de-alea, de-i hipnotizez. Mai ieși tare în gură, băi. Costele, cât fac 10 plus 10 mâncați, ești gurat? 72, băi. Bun. Atât fac la mine euro lei, că eu îi convertez direct în cap. Băi, Dumi, nu mai comenta, mă. Nu mai comentez, gata, că mă sperii. Dumi, ia te dă el, mă. N-are rost. Știu că n-are rost. Ești fecher, bă? Nu văd că... În viață nu trebuie să rezolvi niciodată cu violența, dar... Tot Teo, ia-te de el, bă, ia-te, bă, de el, bă! Ăsta chiar mi-a făcut nervos. Bă, sărăcie. Am văzut eu, bă, sărăcie. Teo 10 mă cheamă, frate. Teo 10. Costele, dar ce ochelari ai? Mâncați aici gura ta și că ți-ai pus plafon. Bă, sunt armani aia, fraiere. Sunt armani ochelarii? Da, mă. Telefonul ăla ce e? Băi, dacă îți dau ochelarii aia, ți-am cumpărat cocioaba aia ta în care stai. Costele, ai tu peu să-ți dai camera? Zi, ai tu peu? Ai tu peu să-ți dai camera, zi. Bă, dacă dau camera acum, voi ia capura asta, bă, fraierilor. Haideți camera. Nici camera nu te suport.
Bă, dați cu banii și dau și camera. Oricum, sincer, mă așteptam să ai și tu mai mult de 3 vorbe la tine, dar... Mamă, dacă nu filma și putea să dea și camera să-și aia, șoc, era tare. Mort, ești nebun la cap. Tu mort, vezi să nu vă mor eu pe toți, că intru peste voi. Cu ce intri, mă, tu, că tu abia știi să mergi? Băi, să stres că ți-e băi, băi, papagalule. Așa e vocea mea cu Petre. Dar ce voce ai, s-a terminat viața mea. Să vede că te cheamă Costel Internet. Ziceai că poți să închizi serverul dintr-un buton. Cum faci tu chestia asta, ia? Îl închid cum vreau eu, că un șmecher nu știu să le... Poți să-l pui un pic pe pauză acum? Poți să-l pui un pic pe pauză? Nu-l pun, mă, că nu vreau eu, că mă cer cu tine și după ți-l și închide tot și gata. Bă, nu căuta să te menționezi. Băi, dumnei, tu mă cam enervezi pe mine așa, mă, cam car și pe nervi. Ai grijă, eu zic că când ești afară să te uiți așa puțin peste umăr. Cum faci tu când ești nervos? Yeah. Bă, nu mă enerva! Mamă, să nu explodezi viața mea. M-am urim în seara asta. Vă bubui pe toți, bă. Oricum ești bine rău pe freză, m-am uitat acum la tine. Ți-aș da un like. Bă, eu am intrat doar cu fraierul ăsta de 10 să mă cert. Ați intrat și voi, bă? Păi normal că suntem o echipă noi aici, suntem comunitate, fraiere. Costele, ia pregătește-te un pic, mă, că vin peste tine. Ia vină, mă, fraiere. Ce crezi, că n-am tupeu, nu? Ia vină, mă. Ia că te găsesc eu acum, mă. Ia găsește, mamă, bă, și dacă mă găsești... Ia că te-am găsit, mă! Ia că te-am găsit, mă! M-ai găsit! Bă, ce credeți, mă, că nu găsesc eu pe ăsta aici, bun la cap? Ia găsește, mă, că nu găsesc eu pe ăsta aici, bun. Băi, ești de aici! Nu, mâncați-și. Viețile mele v-a plăcut prank-ul, mă? Vă pop să fiți cu mine, să nu vă certați ca noi, că noi suntem proști. Viețile că am ăsta a fost și vlogul cu hater-ul, ți-a plăcut? Trebuie să eu zic că se poate face ceva mai mare, dar acum... A fost marful și oricum, lumea a fost, a intrat, m-a apărat, ăștia pe Instagram m-au băgat în seama. Așa face și cu haterii, reali le intră în casă? Da, frate, ești nebun. Eu știu că... Așa face Teo, așa e el, gen. Ascultă numai mâncă capa și gen intră peste oameni în casă. Bine, cine să-l bate seama pe Costel? Ne-a dat unfollow aia, mâncați-aș gura ta. Ne-a dat unfollow aia, care ne dăduse și nu... Aveam și noi un follower, nu-l mai avem. Oare s-a sugat și pe comut, da? Nu, mai Costelul își rămâne singur pe viață. Așa, așa-i trebuie lui Costeluș dacă e hater. L-a supărat pe Costeluș. Când ești hater, așa pățești, rămâi singur. Tare rău, tare rău.